Salutare, oameni buni, bine ați venit la o capa! Așa. Astăzi îl avem invitat pe... Valentino. Cu peste 300.000 de abonați pe TikTok. Aici vă lăsăm canalul lui de TikTok și hai să începem! Deci am mic țara ta kiwi și ai să schimb cartof cu blane? Păi tu ți-ai și amintit când ți-am arătat mandoliga și ai schiau și ai fugit la mani? Sună pe Valentin! Sună, gata? Bună seara, ce faci, Valentine? Bă, fain, m-am pus aici frumos la masă, ce faci? Dar ce să facem? Ai venit și tu la o capa jos? Îi punem niște întrebări. Dacă s-a invitat, ce Dumnezeu, trebuia, nu puteam să refuz această de nerefuzat. Da. Și îți mulțumim din suflet pentru tot, serios. Chiar îmi face plăcere, sunteți băieți extraordinari și pe tema asta umoristică chiar îmi face plăcere să vorbesc cu oamenii. No, bun, Valentin, hai să începem cu prima întrebare. George, camera e acolo? Mai uite-te și tu la camera din când în când, nu de alta. Bun, prima întrebare, să ne explici câteva chestii despre tine. Pentru lumea despre care mine, nu te cunoaște. Păi, exact. Să încep de la câți ani? Cam să încep. De când aveam 5 ani sau... Fă un mic rezumat. Ce să zic, am terminat un liceu, am luat și bacul. Să încep de la liceu, că după aia am luat și bacul cu 7,2. Am copiat mai puțin, ce să faci? Aia a fost. Și după bac am plecat, visul oricărui român, am plecat în Italia, șofer pe tir. Am avut aici un post de lucru asigurat și din 2000... de 10 ani. De 10 ani sunt în Italia și lucru tot șofer pe tir. De anul trecut, da, uite aici o chestie faină. De anul trecut m-am apucat de TikTok și de YouTube. Nu sunt profesionist, dar na, pandemia într-un fel ne-a afectat. Acum în bine, în rău, de fiecare cum a putut. Așa e. Da, și a doua întrebare... Ia-te tu, o întrebare care este. Acum poate te pun într-un compromis, Valentin, dar aș vrea să ne zici nou, care conturi de TikTok care îți plac mai mult și conturi care nu prea. Fii atent. Adică TikTok-ul tău preferat și TikTok-ul tău care nu-l suporti deloc. Deci TikTok-ul meu preferat nu există. Și de ce? Pentru că eu, chiar multă lume zicea, bă, dar tu pe tine te urmăresc sute de mii de oameni și, tu urmărești doar 100 și ceva. Păi chestia e în felul următor, că eu dacă creez un conținut, nu pot să urmăresc 1000 sau 3000 de oameni care nu creează poate nimica. Și atunci eu ăia 100 de oameni care 100, 200, pentru că în fiecare săptămână sau în fiecare bine, acum în fiecare zi nu, dar poate în fiecare săptămână mai adaug câte unul, mai văd pe unul pe For You și îl mai adaug. Ideea e că nu am unul preferat, adică toți îmi plac, unul face dansuri, unul face glume. Unul face, nu știu, tot felul de chestii. Și atunci nu am un TikToker preferat, aparte că la mine în listă am și italieni, am și americani, am și români, am și tătinațele. Și atunci, da. De tătinațele. Cât despre... Dar ai vreo unul așa care l-ai mai văzut și zici, bă, ăsta chiar deloc. Adică care nu-mi place deloc? Bă, da, care nu-mi place deloc, dar aici nu pot să zic că nu-mi place, pentru că îs oameni, că și eu, și la mine pe TikTok, poate să bagă unul, zice, uite la asta ce prost e, știi, sau gen. Dar îs și hateri, hate. Da, așa se întâmplă și la noi. Exact. Și eu am clipuri, îți dai seama că am și eu clipuri nasoale, am și eu clipuri care poate la alții nu le plac, dar bă, încerc să fac cât de cât linie. Acum îs unii care postează, chiar, uite, eu ăștia, acum dau exemplu, eu ăștia nu-i... Nu mi se pare că fac un conținut cât tu timp postezi poate 40-50 de clipuri pe zi. Adică nu-i mai, știi, nu-i mai... Hai că zic, băi, faci un clip de postezi și eu mai postez 4, poate 4 maxim, dacă am material. Dar... Da, și noi am început tot așa, să postăm 4, cel eu mult. Eu nu prea am aia, că eu cu timpul, cum lucru pe lucru, să zic așa, cu camionul, după aia du-te la garaj, că mai am și pasiunea asta cu mașinile clasice, atunci îți dai seama că nu mai am timp, știi, când să mai fac TikTok-uri. Cu exact, YouTube-ul nici nu mai zic, dacă prind... Dar să facem...
Zic, cu YouTube-ul nici n-am, timp, îți dai seama că foarte greu, foarte greu și cu YouTube-ul pentru că, bă, auzi? Pe YouTube e foarte greu, greu. Da, noi ne-am apucat acum de chestia asta, dar... Zic, că nu vă mai auzeam aici în cască, era din, da. Da, și hai să trecem la întrebarea numărul 3, nu? Da. Cred? Da, e mai așa, mai... Întrebarea numărul 3? Da, întrebarea numărul 3 e mai așa, mai... Mai sexual, mai... Da, cu cele 4 întrebări, cu Denis Trifai pe canal. Bă, întrebarea numărul 4 e... Ai, numărul 4, nu, 3 e. Numărul 3. Băi, ce-i făcut? Întrebarea numărul 3 este... La ce vârstă te-ai dezvirginat? Bă, asta e important, asta e importantă, mi-o aduc aminte cu drag clipa asta. Băi, aveam 17 ani. Băi, aveam 17 ani. Oh, ia uzi. Bă, dar și eu. Și tu tot la 17 ani. Da, tu, eu la 17 mă credeam. Privește partea faină, eu mi-aduc aminte ca și cum era ieri ziua asta și țin minte, băi, că eram într-o zi de luni și... M-am dus cu scuterul. Nu. Ai început bine să mă voi. Nu cu scuterul. A venit o tipă la mine acasă, pe la vreo 10 cam așa. Băi, și la 1 m-am dus la alta. La 1. Am făcut un duș și m-am dus și la a doua. Ai început în forță din una în alta. Zis, bă, odată, frate, Crăciunul. Știi, că... Da. Bă, ce tare o dată asta. Zic, băi, du-te, ce ești tu, gigolo? Pă bune, chiar mi sunt, chiar, mi-am rămas și eu mis, bă, da, e bun și așa. Zic, două dintr-o lovitură. Da. Bun. Am ajuns la... Faci tu nouă întrebarea numărul 4? Valentin, hai că... Așa, da. Îți pun eu întrebarea numărul 4. Aici, întrebarea asta numărul 4, eu leacă cam așa. Uite, gândește-te că Gioco Di Mano e 0,5. Așa. Și dacă ai avut ceva mai mult... E ceva de genul? Da, e 1. Fă o socoteală, în ultimele 7 zile cam ce scoră ți iese? Jumate, frate. Păi stai, da. O scă 4 jumate. O la avea, luam 5, eram... Eram înțeles da. cât de cât întrebarea, dar am înțeles. Deci femei 1, ăsta 0, da? 0,5 sau ceva de genul, nu? Bun. Da, 0,5 e Gioco Di Mano. Acum cât era... Și futai era 1. Și face o adunare. 1 și cu restul de 3 jumate, e bine. Pandemie, frate, ce trebuie să facem? N-avem, nu putem, băi, la mine e zona roșie. M-a prins acum, ați văzut ce parșiv sunteți. M-a prins în zona roșie, că dacă mă prindeați în zona faină, mă prindeați în zona galbenă sau portocalie, da, era. Dar mie mi se pare, mult deja. 4,5 aspirina. Ce, Valentin? Ultima întrebare am ajuns? E rândul tău să ne pui o întrebare care vrei tu și noi o să răspundem sincer. Trebuie să vă pun și o întrebare. Bă, păi... ultima întrebare. Pentru voi, câți cai are Citroenul lui George? Băi, la deal trebuie să cobori din mașină să o împingă-i. Că nu urcă-i. Deci doar când urci? 82 de cai puterea are, parcă. 80 de cai? 82, da. 82. Băi, 80 de cai, da. La deal sau la... Cu mini la spate, 81. Da, la Vali are 82 jumate, dar la deal o scris ca de 3-4, mor pe drum. Nu-i rău. Eu am pus așa întrebarea, că n-aveam ce zic. Băi, din domeniul mașinilor, hai să, că altă întrebare n-am ce... Nu... Băi, asta e o întrebare bună. E o întrebare bună care urmăritorii o să le placă. Limba română. Unde mi am fugit. Da. Așa. Atâta, doar aștia... Doar asta au fost. Dacă vreți mai facem, ne mai gândim acum pe moment. Păi nu mă trebuie 5 întrebări cu o capa show, păi asta e emisiunea, nu? Cum adică facem 6? Da, exact. Băi, dacă mai aveți întrebări... Valentine, îți mulțumim din suflet, domnule.
Doamne. Iar îți mulțumesc și mult succes în continuare cu ceea ce faci, că faci bine tare. Și eu și ce să zic, îi salut și pe urmăritorii tăi de acolo și nu uita să se bage și la mine pe YouTube dacă sunt interesați de mașini. O să postăm, da, o să postăm toate rețelele tale și faci. Toate, o să căutăm acum să lăsăm aici și în descriere. Eu zic asta pentru că nu ca să am follower, că dacă vreau să fac mulți follower, poate îmi facem mai mare promovare, dar... Mă, să știi că, uite, eu când eram mic mă uitam foarte mult la Discovery și îmi plăcea foarte mult materialele, gen să văd mașini sau să văd cum repară sau chestii de genul, înțelegi? Da, da, da. Și atunci, stai că mă duc aici. Și atunci îți dai seama că, na, la mine pe canal poți vedea chestiile astea și, na, poate la unii plac. Exact. Era înainte pe Discovery o emisiune care tunau mașini. Da, păi de acolo mă și uitam și acum, na. Băi, era brutal emisiunea. Era faină, tare. Era mai mult. Ei, bun, Valentin, îți mulțumim din tot sufletul. Băi, vă mulțumesc și eu. Și ne auzim, să ne auzim cu bine, poate ne întâlnim la o bere, două. Și la trei, nu e problemă. La... Când vrei, te așteptăm aici și la noi în Spania și să rămâi la noi în vacanță când ai tu plăcerea. Băi, cu aici mare ești drag binevenit. Și aici în Italia la mine e cald, e soare, deci nu e problemă, am și cort, deci, da. Asta e bun. Bine, băi, eu vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări și pentru astea și ce zic, poate ne mai revedem cu altă ocazie tot pe canal, poate la mine, poate la voi, vedem cum facem. Da. Bun, te-am pupat și ne auzim. Îți mulțumim din suflet, din nou, mulțumim frumos. Vă salut, băieții, și spor în continuare cu tot ce faceți acolo. Mulțumim la fel, Valentin. Ceau.